Avem 70 de partide. Sigur, statistic vorbind, suntem campioni lume, dar realitatea cu excepția poate a celor care sunt cât de cât structurați, nu știu, socialiști, ce faci încearcă șor să facă, evident, și pasul celălalt sunt în marja de eroare, ca partide. Și liderii da. lor sunt în marja de eroare. Dar nimeni nu face politică Republica Moldova de dragul politicii sau că ei se gândesc că uite o să... Trecem niște etape, o să devenim notori, o să convingem electoratul, o să avem răbdarea să construim partide. Și așa. Nu, fac bani, majoritatea din ei fac bani. Ză... Corupând funcționari sau cum a adică, co... Ca să ne înțelegem e... cum e, dacă nu acționează prin partide ca să obțină puterea. Atunci nu, nu. prin cine sau prin ce acționează ca să-și uh, obțină uh, obiectivele, să-și atingă obiectivele? E nu, astăzi cei ce ne declară la televizor sau la dumneavoastră în mm. studio, dar în realitate majoritatea de ei când te uiți, ei uh, majoritatea celor care sunt activi și se numesc uh, politicieni, lideri politici, această puzdere de candidați care s-au încolonat la uh, președinții, ei promovează un anumit narativ și sunt partea unei ecuații. Ecuației care este, în mare măsură, uh, 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 dirijată din exterior, fie de acești uh, jucători activi, oligarhii fugari, fie de Federația Rusă. Dar dumneavoastră faceți o diferență între Federația Rusă și ȘOR, că acolo e clar uh, asocierea, și ceilalți fugari. Nu. Nu faceți o diferență. Nu fac pentru că ei... Adică credeți că există conexiuni volens, între... Olens, nolens, uh -huh. ei joacă pe regulile și narativul Moscovei. Adică își coordonează acțiunile? Nu cred că coordonează, dar uh, unii din ei o fac pe idioții utili. Eu mă uit în, în mass media moldovenească, că nu numai la dumneavoastră mă uit sau uh -huh. la alte posturi care sunt de-a noastră, să o spunem așa, de cei care sunt foarte, foarte, știu așa, antiguvernamentali din, din niște porniri interne, de ură. Uh -huh. da? Nu vreau să dau numele în emisiunea noastră a unei o, o, unui site cândva foarte notoriu, care de dimineață până seara duce linia Moscovei, da? Prin publicarea preserializurilor aproape neredactate a lui Șor. Prin uh, ceea că o dau pe Irina Vlah cu declarațiile lui ei bengoase, care la rândul ei, unul la unul, repete narativul care astăzi ne l-a arătat Hristo Gros de Vân, nou a lui Inzar. Prin aceea uh, că domnul Chicu face niște uh, declarații porcoase și așa mai departe. Totul este aliniat perfect și eu nu am nicio dovadă că redactorii sau proprietarii acestei surse media sunt la Cheremul Moscovi, dar ei sunt aliniați acolo. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Marea Narață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.